ridicate acolo de către spectatori. E puțină lume și asta evident din cauza vremii. Repede echipele, Slatina cu Ionuț Pop în poartă, în apărare Ionuț Mitran, Robert Gherghe, Alex Sălceanu și Alin Pisaru, în fața lor Angelina și Dorin Toma, apoi Cătălin Toman, în spatele celor trei oameni de atac, Radu Constantin, George Leață și Mihailo Plohotniuc. Așa începe Daniel Oprescu, antrenorul echipei gazdă. De partea cealaltă, Dorinel Munteanu cu portarul Turbo Zoancă, în apărare Andrei Rus, François Iabre, Costin Ghiocel și Dan Panait, Cisoti, Jivuriciu Încuroac și Răzvan Gorovei. La mijloc, Laurențiu Maxim. Așa strigă suporterii Oțelului prezenți aici la Slatina. Cred că regizorul îi place grafica, ne mai oferă o dată echipele și mie îmi place grafica foarte mult, trebuie să recunosc. E ceva nou din partea noastră a televiziunilor, sperăm să vă placă și precedent a fost frumoasă. Sunt la pauză, trebuie să revină și celelalte grupări pe teren. Cu Dumbrăvița, Politehnica Timișoara 3-0, Miercurea Ciuc, Progresul Spartac 2-1, Metaloglobus, Viitorul Târgu Jiu 0-0, Slatina și Oțelul Galați. Galațiul în echipament de culoare închisă, în alb cu dungi roșii băieții de la Slatina. Cătălin Doman în luptă pentru minge. Fata scapă de Gherghe foarte ușor, ia să vedem dacă va centra. Da un luft în careu, ceea ce nu e bine, evident. George Leasă, șut cu șpițul acolo, încotată, gol, Oțelul din interiorul careului, Cisoti. Cine a? Intervine arbitrul. Ia să vedem. A validat golul până la urmă, a validat golul. 1-0 pentru Gălățeni în minutul 24, începutul minutului 25. Cam așa. A, nu! Nu! Probabil că s-a considerat că este un hands Fatai de Gherghe. Vine centrarea. Aici probabil. Aici, la Cisoti. De la copii și juniori. Bună pasă în spatele fundașului. Atenție la fază, ocazie pentru Slătine. Cu șpițul! Leață! Grozavă. Ce bine pleacă din fața lui Andrei Rus. Îl face în viteză. Sigur că Andrei n-avea cum. O lădă cu șpițul aici. Păi, George, dă-și tu cu interior acolo. Cosmine, ce-i cu tine? Cam palid. Se cere schimbare, clar. Cel margine. No, e Alex Sălceanu acolo. Na, n-ai cum să treci, n-ai cum să treci. Atât de bine a simțit jocul astăzi stoporul Slatinei, ceva uluitor. Pune Andrei Rus, poate ultima șansă Oțelului de a câștiga totuși aici la Slatina. Gălățenii aduc jucători în careu și la marginea lui. Să vedem. Ea este degajată, nu, de fapt rămâne în care o acum se centrează Rus. Și atenție la fază, oh, ce ocazie are Cisoti în minutul 94, ocazie mare. Arbitrul se pregătește să pună capăt acestei partide. Un 0-0 plăcut doar în prima repriză, căci în partea a doua nu am avut parte de fotbal, cu excepția acestei ocazii din finala lui Cisoti.